Bună ziua, doamnelor și domnilor, 16 martie 2012, ultima zi de trade din săptămână. Numele meu este Sorin Bolache, Allsitter, facem o analiză tehnică. În primul rând, remarcăm faptul că SP500, cât și Dow Jones au făcut noi maxime în cursul zilei de ieri, pe graficul daily. Avem o depășire al 1400 la SP500 și Dow Jones-ul care a ajuns la 13.250. De asemenea, în comparație cu ceea ce au făcut indicii, petrolul a coborât până la 103.50, a atins pivotul și a format un pin bar, ceea ce ne sugerează nouă că vom vedea o creștere astăzi, deci va avea un potențial de long petrolul, deci având un pattern frumos de reversal dintr-un pivot bine definit. Pe de altă parte, dolarul a înregistrat o scădere și formarea unui bearish outside bar destul de puternic, un bearish outside bar care a acoperit și cu gapul de pornire de ieri și sugerează o mișcare în downtrend, cel puțin până pe pivotul de la 80, deci acolo probabil își va căuta un suport în jurul 80-80,2. Deci iată o probabilitate de trade short pe indexul dolarului, deci asta înseamnă că probabil majorele vor crește. Acum, trecând pe Nikkei, Nikkei-ul și-a menținut activitatea, acele bare de indecizie, deci au făcut încă o bară de indecizie ieri cu aspect de pin bar și e clar că trendul Nikkei-ului înregistrează o stagnare, ceea ce s-a văzut și în activitatea indexului futures al yenului, în care am avut după o lungă perioadă de depreciere de aproximativ 8 zile, avem o primă stagnare. E o bară de indecizie, dar cu aspect bullish și nu este exclus să vedem o retragere a indexului yenului cel puțin până pe 12.22-12.25. Deci o corecție. Francul elvețian, după ce a atins pivotul și a avut o tentativă de trecere sub pivotul foarte frumos creat de la 1.0750, am văzut o respingere și iată că a făcut un bullish outside bar destul de puternic. E adevărat că este o zonă cu foarte mult trafic, dar este posibil să vedem o apreciere a francului elvețian în continuare datorită acestui bullish outside bar și ar putea merge undeva spre 1.09, chiar cu toate că, după părerea mea, o corecție la această cădere, prin această respingere, ar fi 1.10, deci o revenire a francului în zona 1.10. Îi acord o probabilitate de trade totuși long pe futures-ul francului elvețian. Atât timp cât vom vedea, și acest lucru se va reflecta și în majore, dacă euro-USD va crește în continuare și am văzut că a depășit 1.3100 ieri, probabil USD-CHF va face mișcare inversă, adică mișcare de depreciere. Goldul a făcut o cădere frumoasă, a reușit să treacă de acel 1.6 50, deci 1.6.60, observați aici a avut un suport foarte frumos, breakout foarte puternic acum două zile, în schimb ieri, după ce a atins 1.6.40, zonă de altfel interesantă, deci observați, 1.6.40-1.6.45, haideți să punem o linie orizontală ca să fim clari în această privință. De ce acest 1.640 poate constitui un suport? 1.645 este mai corect. Hai ca să-l și edităm puțin. Ok. Bun. Și haideți să ne uităm puțin pe istoricul acestui 1.645. Observați ce zonă de aglomerată și în care prețul a balansat în jurul lui. Aici a avut ca zonă rol de suport.
și probabil că mai sunt. În sfârșit, ideea este că din acest 1.6 zona 1.645 am avut o respingere și a făcut un inside bar. E de urmărit price action-ul, pentru că inside bar-ul este în general un pattern versatil, un pattern versatil care depinde foarte mult de bara de trigger. Sincer, nu e de intrat long. Mai degrabă i-aș acorda o probabilitate mai mare de short, adică de sparge la 1.645, cu toate că poate exista o mișcare de corecție care poate duce înapoi aurul undeva, știu, poate pe 1.700. Poate să existe această mișcare. Și dacă va fi depășită maxima zilei, nu de ieri, de alaltăieri, atunci sigur se va duce înapoi spre 1.7. Va face această retragere. E posibil să intre chiar într-un sideways între 1.7 și 1.645. Vom vedea. Dar ca probabilitate de trade este cu o probabilitate mai mare de short. Bondurile de trezorerie au scăzut foarte mult la americani, au reușit să iasă din zona aceea 140-145 și au avut un break fantastic zilele trecute, și dar iată că au reușit pe acest 135 să facă un pin bar, de să stopeze acea cădere foarte puternică care o vedeam pe bondurile de trezorerie. Vom vedea astăzi, este pattern de reversal și nu este exclus să vedem o corecție. O corecție care, astăzi fiind ultima zi de trade, nu cred că va ajunge până la 139, cu toate că niciodată nu știi ce va face prețul, dar în mod normal această corecție cam până aici ar trebui să meargă, 139-140, ca să fie, găsească o rezistență cât de cât corectă pe bondurile de trezorerie. Vom vedea. Deci cam astea sunt comentariile asupra indicilor. Acum vom merge pe principalele perechi valutare, să comentăm. O să vedeți, sunt niște situații foarte interesante, foarte, foarte interesante. Astăzi s-ar putea pe multe dintre ele să fie zi de stand-by. Și o să mergem mai întâi pe perechea regină, Euro-USD, care toată și contextul. Euro-USD, foarte interesantă mișcarea. Nu a reușit totuși, deci acel break care îl făcuse la acel 1 3030, care toată lumea l-a așteptat să fie brecuit, nu a fost decât un break fake, după care ieri ne-a ținut o grămadă într-un range foarte scurt de vreo 36 de pips și pe TF-urile mici, 36-35 de pips, după care a făcut break up și a crescut, formând acest bullish outside bar foarte bine conturat, un bullish outside bar care sugerează o mișcare up și probabil o ieșire din acest trend down cu sprijin pe 1.3 big round number. Big round number are și niște rații FIBO, dacă nu mă înșel eu, pe aici, pe în zonă, din câte mi-aduc eu aminte. Hai să vedem. Trasăm acele rații FIBO, observați 61%, foarte aproape de 1.3 zona vizitată. Deci avem o locație foarte bună a formării acestui buob, bullish outside bar, și deja eu mi-am plasat, am niște ordine buy stop, ordine buy stop, și voi urmări și intraday mișcările long de data aceasta. Această mișcare cu un prim target undeva la 1.3150, ulterior pe 1.3200 și, dacă, după părerea mea, ar putea merge până la 1.3300 înapoi, deci pe această zonă. El cel acest buob, pentru că poate furniza surprize. Asta în ceea ce privește euro. Acum GBP/USD. Îi acord o probabilitate de trade long pe ziua de astăzi. GBP/USD. Ok. GBP/USD, într-adevăr, respingere frumoasă din aia. Deci, după ce a făcut un break fake, am văzut un bullish bar foarte puternic, pe care retragere acum 2 zile, recunoașterea din nou a suportului și ieri
plecare din nou în long. Nu a făcut un pat în propriu zis, dar toată această mișcare a creat în această zonă un sideways. Deci, aici avem un sideways cu limita cu limita superioară la 1.57450 și limita inferioară la 1.5620. E de urmărit price action-ul. Aici, după părerea mea, e mai mult un standby și ar fi mai bine să urmărim break-ul în caz că vrea să o ia long, să așteptăm mai întâi să facă break-ul la 1.5745 și pe urmă să ne gândim pentru intrările la 1.58 cu targetare spre 1.58, 1.5785. Dacă nu, de ce trebuie urmărit? Pentru că datorită acestui sideways care se vede foarte bine pe oră, e posibil să vedem niște mișcări și e posibil ca lira să rămână în această zonă și să formeze un range. Deci eu aș spune pe lira standby deocamdată. Mă scuzați, v-am spus, am niște probleme de respirație. Asta este situația, n-am ce să fac, niște efecte secundare de la tratamentul pe care l-am făcut. Ok. Ienu a făcut o bară de respingere din 84, dar cu aspect de bară de indecizie. Totuși este un prim semn, că Ienu ar putea intra într-o corecție, o corecție care am puțin. Vreau ca să scot acest Fibo, că ne încurcă. O corecție care ar putea să meargă liniștit până în 82, cel puțin. De altfel, după părerea mea, hai să vedem acest 82 din punct de vedere Fibo. Lucrul acesta este ok, pentru că ne-ar da posibilitatea unor intrări long mai de jos, nu? Pentru continuarea trendului. Vom discuta din punct de vedere săptămânal. Deci, vedeți, 81-38% retracement, pe 50% nu avem o zonă foarte interesantă, nici pe 61. Avea toma jos pe 78,6, undeva la 77-76 ar mai fi o zonă interesantă în care corecția ar putea găsi suport. Dar ca un prim suport, după părerea mea, zona 81 este cea mai vizată și mai precis ar putea fi acest 81.50 pentru o corecție. Astăzi vedem că a început ziua de trade, a început tot în short și rămâne de văzut dacă această decizie cu aspect bearish într-adevăr va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește această corecție. Trendul este destul de abrupt și de aceea cred că 38%, zona de la 38% este o zonă bună pentru un suport, dat fiind această mișcare foarte, foarte, foarte abruptă a trendului. În general, în momentul în care un astfel de trend foarte abrupt, nu te aștept să-ți facă corecții foarte adânci. Te aștept la corecții de 38, 23, 38%, hai să zic 50 maxim, nu mai mult, da? Oh, ok. De altfel, vă avertizam în legătură de cu această divergență bearish clasic, bearish clasică, care deja încă nu putem să spunem că s-a format, ea este în formare. Dacă bara daily de astăzi nu va reuși să facă un nou high, atunci într-adevăr vom avea o divergență bearish clasică formată și dacă bara de astăzi va reuși să cadă sub minima barei de acum două zile, atunci vom avea și un 1-2-3 foarte interesant. Din punct de vedere al candelor, acolo putem vorbi de un harami bearish. Și dacă, în afară de faptul că e un haram mai bearish, dacă vom avea corpul candelei de astăzi închis sub 50% din corpul candelei de acum două zile, atunci probabil putem vorbi și de un evening star. Ok, deci USD/JPY e acord o probabilitate ceva mai mare de short pe ziua de astăzi. USD/CHF-ul după ce a atins 93-ul, foarte o zonă foarte interesantă, care a mai fost vizitată pe trecut, a făcut un bearish outside bar, ceea ce ne sugerează o
Cădere probabil până la 0,900. În orice caz, probabilitatea de trade pe USD/CHF pe ziua de astăzi, datorită pattern-ului de reversal pe care îl vedem, e o probabilitate ceva mai ridicată de short. Eu deja mi-am pus sell stop-urile, un sell stop pe USD/CHF și aștept să văd dacă poziția se va declanșa sau nu. Cam asta este ideea în acest caz. Ok. Mergem mai departe, USD CAD. USD CAD rămâne într-o zonă de sideways, deși a definit pe daily o zonă de sideways destul de interesantă, deci între 99.50 și 98.70, dacă vreți. E de urmărit pe H1 aceste zone superioare și inferioare. Din punct de vedere al barelor daily nu ne-a făcut mare lucru și atunci pe TF-ul inferior se poate jongla între cele două limite superioare și inferioare, de exemplu pe oră, cu intrări short, long pe acele limite. Short pe limita superioară, long pe limita inferioară. Nu cred că astăzi va avea o mișcare care să iasă din tipare. Vom merge pe australian USD. Australian USD a ajuns până pe 1.04, observați acest pin bar de două zile, deci un pin bar foarte frumos construit, din păcate nu are o posibilitate de dezvoltare deosebită, în sensul că îl avem pe 1.06 în față, este foarte aproape zona de blocaj. Am putea urmări acest pin bar în zilele următoare în condițiile în care reușește să facă break-ul la 1.06. Dacă face break-ul la 1.06, are calea deschisă spre 1.0675-1.07. Atunci vom putea face o intrare de long pe potențialul pin barului de două zile pe graficul H1. E acordul probabilitatea astăzi mai mult de long, deci cu plecare spre 1.06, dar nu m-aș... Deci distanța pe care, ca să spun așa, potențialul este într-o primă fază cam de 35 de pipi a mișcării. Deci în condițiile în care intrăm pe o intrare clasică pe pin barul de două zile și acolo e posibil să se blocheze, se poate face trade. Chiar și în condițiile astea, în condițiile în care vă mulțumiți cu acești 35 de pipi pe o intrare daily, ok, deci nu e nicio problemă. Ok, NZD-USD. NZD-USD de asemenea și el creează un pin bar de două zile, numai că de data aceasta blocajul este evident la 82.52. Eu mai degrabă i-aș spune pas, pentru că chiar dacă i-ai pune un buffer în ideea că el va face break-ul la 82.52, deja bufferul este prea mare pentru a lucra cu el. Deci va trebui așteptat break-ul acestei zone dacă acest pin bar se va dovedi un pin bar de două zile cu potențial puternic pentru urcare. Și după ce va face break-ul, atunci se poate intra pe un TF inferior long pe direcția potențialului. Nu aș intra aici pentru că aș intra direct în rezistență și nu are niciun sens. Ok, cam aceasta este analiza tehnică daily de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâine o să aveți analiza tehnică weekly daily în cursul zilei de mâine postată. Vă doresc o zi verde și bineînțeles un weekend plăcut pentru toată lumea. La revedere!